zona de energie cu Claudiu Butacu, cofondator EFD, care a avut un proiect foarte interesant de casă solară în România. Vă salut, numele meu este Claudiu Butacu. Așadar am acceptat provocarea de a fi ultimul speaker și exact înaintea prânzului și cred că deja a sosit. Deci am să încerc să fiu cât mai scurt, nu chiar ca în reclamele farmaceutice cu acesta este un supliment alimentar, contactați doctorul după. Așa că am să încep să vă spun câte ceva despre proiectul EFDEN. Unde este Natura este un proiect care presupune construirea unei case solare eficient energetic și am decis să urmăm pe auto. O să încerc să fiu la fel de pe. Așadar, de la conceptul de industrializare. Spunem că am susținut sustenabilitatea, am aplicat inovația pentru a schimba niște mentalități. Primul lucru a fost să facem o echipă. Cu o misiune foarte bine definită. Ne-am gândit să construim o echipă care să proiecteze. Ok, rulează. Și misiunea noastră a fost să proiectăm și să construim o casă solară, să ținem cont de natură, de societate, de sustenabilitate și, cel mai important, de relația interumană, spunem. Așadar, cu această misiune bine stabilită, ne-am gândit să ne calificăm la Solar Decathlon Europe. Este cea mai prestigioasă competiție din întreaga lume. Este vorba despre o competiție cu case solare, inovații și construcții. Super! E ok și fără. Inovăm. Și ne-am calificat în final. Cel mai bine 20 de prieteni în întreaga lume au trebuit să construiască în doar 10 zile un proiect care să fie supus atât unor probe jurizate, cât și unei monitorizări. Să simulăm efectiv viața reală timp de 2 săptămâni. Cu senzor, cu tot felul de răcoveni, spunem noi, să vedem dacă ne încadrăm în parametrii de temperatură, de dioxid de carbon, de umiditate și așa mai departe. Așa că primul nostru pas a fost să formăm echipa. Așadar ne-am gândit să inovăm în partea de resurse umane. Am creat un proiect de voluntari, făcând mai multe departamente. Cel de management, cel de arhitecți, de constructori, dar ne-am gândit că e nevoie de un pic mai mult. Așadar am trecut și la un departament de comunicare, de fundraising, de specialități, instalații electrice, panouri fotovoltaice, surse regenerabile, foarte important. Și ne-am gândit că e mult mai important să stăm cu toții la o masă și să construim și să proiectăm de la început, după care să aplicăm totul pe pași în construcție. A urmat o decizie. Am zis, o fi suficient? E de ajuns încât să câștigăm? Și am zis că nu. Așadar, ne-am gândit să ne agățăm de partea de sustenabilitate. Să construim în jurul naturii, să fie un element central, un axis mundi, spunem noi, pentru că toată casa este construită în jurul naturii, avem o seră, efectiv, în mijlocul casei. Ba mai mult, ne-am gândit să folosim elemente reciclabile, elemente reciclate, sau care nu influențează foarte mult mediul. A fost doar de ajuns să câștigăm? Nici atunci. Ne-am gândit să investim foarte mult timp în project planning. Provocarea pentru competiția era să construim casa în doar 10 zile. Am zis, cum se poate face asta? Ne-am gândit să facem totul cât mai modular, iarăși am realizat că avem nevoie acum de toate cele departamente pe care le-am construit de la început. E clar, structuriștii cu arhitecții la aceeași masă nu merg. O știți foarte bine. Dar la noi am mers. Și cu oameni de comunicare și cu oameni de fundraising. După care ne-am gândit, o fi oare de ajuns? Nici acum nu e de ajuns. Haideți să ne gândim elemente din punct de vedere tehnic inovative. Și am folosit astfel atât elemente noi, PCM-uri, face changing materials, sunt elemente care acordă proiectului o clasă foarte bună de eficiență energetică, sunt modulare, ne-am gândit cum să orientăm casa astfel încât să beneficiem, astfel se reacționează ca un buffer termic și ne-am gândit să mergem mai departe. Cum? Am zis, să aplicăm. Astfel că a trebuit să construim, am ajuns la Versailles, după care ne-am gândit și mai departe ce. Am ajuns, am câștigat un premiu de sustenabilitate, a fost foarte bine, dar cum reușim să integrăm pe piața din România? Și ne-am gândit să facem primul centru de cercetare. 4C, spunem. Centru de cercetare al condițiilor de confort. Este primul din România în care vom putea urmări, acesta este, va fi pe Bulevardul Pache Protopescu, în incinta Facultății de Instalații, să ținem workshop-uri, training-uri,
să demonstrăm că se poate. Am construit o casă care nu generează facturi lunare, așadar 60% de scumpiri la energie electrică nu ne afectează, ba chiar mai mult ridicăm acel coeficient de folosire a energiilor regenerabile. Și ne-am gândit să mergem și mai departe. Vom certifica casa Living Building Challenge, este unul din cele mai mari și înalte standarde de certificate la nivel mondial și va fi prima clădire din Europa cu un full certification. Este o abordare foarte bună, pentru că ne-am gândit că puterea exemplului va fi foarte bună. Și astfel am reușit să cooptăm, pe partea de comunicare, o serie mare de colaboratori. 88 de companii au crezut în noi, 25 de parteneriate media ne-au reușit să ne dezvoltăm și să fim cât mai awareness posibil, să fim cât mai publici și să arătăm latura pozitivă. Astfel ne-am gândit ce ar fi să ducem totul la mai mare de tot, și să construim ceva care să ne ajute mai departe. Și am ajuns la un centru, un complex de industrializare, spunem, care generează mai multe. Odată duplexul pe care l-am creat, având o suprafață de 135 de metri pătrați, dar și apartamentul cu 3 camere, 2 camere, garsoniere. Printr-o simplă participare la un târg internațional imobiliar, ne-am realizat că prețurile care le-am generat noi cu acest prototip sunt similare cu cele deja existente pe piață. Și discutăm deja de natură în casă, unde putem aplica conceptul de urban farming, folosim energii regenerabile și avem un habitacul foarte prietenos cu mediul. De ce nu? Așadar, ne-am gândit că noi am reușit să facem asta. Și acum încercăm să schimbăm mentalități. Voi puteți? Mă gândesc că am fost destul de rapid și am să acord și timp pentru întrebări. Vă mulțumesc frumos, asta este proiectul FDR. Mulțumim, Claudiu. Dacă sunt întrebări, ne cerem scuze pentru mică problemă cu PowerPoint-ul. Cu PDF. Să înțeleg că puteți deja să construiți un apartament de genul ăsta? Apartamentul duplexul este deja construit, va fi vizibil la sfârșitul anului, pentru că suntem în decurs de reasamblare, este a 5 ore când îl reasamblăm în România. El a fost prezent la Versailles și în România înainte a fost o fază incipientă. Deci acum se poate. El face parte, de exemplu, dintr-o clădire cu mai multe etaje sau v-ați gândit la un monoapartament? Dacă vedeți, aici este un complexul de industrializare care generează mai multe, este un P+4. În care se pretează mai multe tipuri de locuințe. Noi spunem că este o rezolvare a problemelor de densificare urbană din București, pentru că reușim să abordăm o tehnică de dezvoltare policentrică, în care putem dezvolta mult mai bine mobilitatea, încurajăm foarte mult mersul pe jos, cu bicicleta, care de aici merge cu bicicleta. Ok, puteți merge și pe gol jos de acum, dați bicicleta celor cu mașini. Și va fi. Deci deja avem discuții. Ce vedeți acolo este o zona din spatele gării Obor și este deja în curs de propunere și așteptăm investitori să dea mai departe. Am înțeles. Putem vedea pe site-ul dumneavoastră? Sigur că da. Bine, mersi. Mulțumesc. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Am eu o întrebare. Proiectul se referă la pornit de la zero sau se poate face și retrofitting? Adică clădiri existente se pot face multe îmbunătățiri? În momentul de față, noi am dezvoltat un proiect de la zero, dar putem adapta. Este o nouă, este la mod acum, mai ales în Germania, se practică foarte mult construcția pe deja existente pe clădiri. Acele tipuri de clădiri care pot suporta din punct de vedere structural. În România, pe București, e un pic mai greu, deși este o zonă seismică, sunt și soluții care se pot adapta. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mai este o întrebare? Da. Ultima, înainte de prânz. Deci din ce an crezi că ne putem cumpăra astfel de locuințe? În momentul de față, totul este la, cum să spun, la alegerea investitorilor. Pentru că noi, fiind un ONG, fiind un proiect de voluntariat, am rămas tot timpul la latitudinea altfel. Noi n-am avut un buget, noi ne-l-am făcut, noi n-am avut un buget financiar, ci am cooptat colaboratori pe produse, materiale și servicii. Așa că pentru a dezvolta un proiect care, după calculele noastre, a ajuns undeva la 27 de milioane de euro, pentru așa ceva, pentru a face un oraș mai verde, deja am calculat și o rată de profit în care ar putea fi vândut cu 42 de milioane de euro. Deci dacă sunt investitori, cred că
În 3 luni de zile ne putem muta într-un lasă la apartamentul, pentru că există spațiile din București, sunt foste situri industriale care nu sunt exploatate și așteaptă să fie exploatate. Mulțumim mult și eu vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta încheiem sesiunea a doua zile de inovație. După prânz, la 14.30, vă așteptăm pentru topul 20 companii pentru care merită să lucrezi, un studiu PIS și Senior Tech. Și acum vă urez poftă bună!